vedem ce ne spune ea. Cu la mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Gata, suntem în direct? Bună. Stai acolo, măi. Mă simt goală, fără mască. Doamnelor și domnilor, Carmen Trandafir, goală în direct, ca să zic așa. N-am spus eu. Nu, am zis că mă simt fără mască, mă simt goală. Foarte bine, cineva care înțelege exact ce și cum. Bine ai venit. Cum e cu aniversările astea, aș vrea să știu? Cum începem? Cum începem? Începem când ne naștem. Așa. Cum ați sărbătorit? Și fiecare an sărbătorim îmbătrânirea. Am sărbătorit minunat. Cu cei avem dragi. Și niște imagini, doamnelor și domnilor. Cu cei dragi acasă, cu, în perioada asta prefer să mă protejez și nu doar eu, și cei pe care i-aș fi invitat mi-ar fi refuzat invitația, pentru că nu e ok. Cu soț, copil, mamă și cățel, nu se poate fără cățel. Mi se pare normal. Avem aici și tortul, îl vedem, da. Tortul aniversar pentru Carmen, foarte frumos tortul. Da, are niște trandafiri, nu știu de ce. Ce simbolizează ei, acei trandafiri? Ăla nu-i tortul pe care l-a gătit Emil sau nu l-a gătit Emil, nu? Ba da, el l-a gătit, el a construit și acei trandafiri, are Emil un talent. Da. El plantează trandafiri chiar de ăștia din zahăr, adică fără niciun fel de problemă. Exact, în grădina lui, da. Foarte frumos. Bine, știm că, acum dincolo de orice glumă, Emil este, înțeleg că e la bucătărie... Da. E bun. Da. La desert nu, dar în rest, da, e bun la bucătărie. Uite, acum a gătit un hummus. Hummus? Da. El? Adică el, îl fierbe, îl pisează, îl... Bun. Chiar și soacra a fost mulțumită, că a gustat acum și i-a plăcut. A venit mama în vizită și n-a avut nimic de spus. Bun. Ce băiat! Foarte frumos! Emil așa e, adică preferă să gătească în casă, ceea ce pot să... Cum i-am zis și povestea mamei cum s-a făcut, mamei mele, cum l-a pregătit. Și mă plictiseam eu ascultând ce trebuie să-i faci, să pui, să... Și zic, măi, Emil, dar nu e mai simplu să cumpărăm? Păi nu, mă, dar știm noi cum îl facem. Când îl faci cu mâna ta, e foarte, e mult mai important. Bun, ce cadouri ai primit? Sau ce cadou? Aoleu, asta nu, cu cadourile să-ți spun. E foarte greu să spun oamenilor de acasă că nu e ok. Eu am primit o vilă imensă la Monte Carlo, da. Și deci, de ce să frustrăm? Te frustrezi. Ce drăguță ești. Da. Nu-mi place să vorbesc. Sunt cadouri, în primul rând, flori foarte multe și asta mă bucură întotdeauna, florile. Am mai spus că nu-mi place când cineva mă întreabă ce-ți dorești, chiar și soțul. Nu-mi place să-i spun asta, îmi doresc și mai ales să-mi și ofere. Deci nu-mi place. Am o problemă, îmi place să ofer cadouri. Nu știu să le primesc. Nu că nu-mi place, nu știu să le primesc. Așa că fă-mi o surpriză, spune-mi, vezi că ai acasă cadoul și e perfect. Mie îmi place în general să-mi cumpăr singura. Da? Da. Și acum ți-ai cumpărat? Nu chiar, dar pe jumătate așa. Dacă vreau să comand sau să cumpăr, spune Emil, uite, atâta te costă cadoul, dar știu că mi-l aleg eu. E foarte bine. Am văzut-o și pe fetița voastră, da. Ana. Doamne, Ana tot timpul e cu glume, ea întotdeauna în poze. Păi și aici vede. Da. Am ales cea mai bună poză. Ea tot timpul se strâmbă, face miștouri de mine, pentru că vede că mai fac și eu selfie-uri mai nou. Și tu ești o divă, trebuie să fii. Eu sunt de divă și se plictisește și odată vine în spatele meu și îmi strică poza. Problema e că eu le păstrez și le iubesc, adică sunt mai frumoase decât dacă nu ar fi fost ea acolo în spate. Foarte frumos. Noi ne jucăm, de ziua ta ți-a făcut vreo surpriză, ți-a spus ceva, te-a topit un pic? Da, m-a topit și noaptea la 12, la 12 noaptea, și m-a topit la fiecare, de toată ziua să mă vedea și la mulți ani, ți-am spus. Iarăși după oră, la mulți ani, dar ți-am mai spus. Adică mă topește oricum, fiecare moment. Auzi, dar ea așa jucăușă, seamănă cu tine sau cu Emil? Cine face glume așa? Amândoi facem, doar că eu, la mine sunt mai vizibile, la Emil mai pe interior. Amândoi suntem glumeți și un pic tinde, Ana are simțul umorului, dar tinde să ducă spre taică-su. De exemplu, dacă tu vrei să-i spui ceva lui Emil și zi să nu spui asta nimănui, măi, dar de la Emil nu au... Deci nu spune, mă, nu spune. Așa e și Ana. Adică știe să păstreze un secret.
Eu nu sunt așa. Ție, dacă se spune, okay, te mănâncă limba. Eu mă mănânc și spun, o sun pe mama. Vezi că spun ceva, dar nu spui la nimeni. O sun pe sora mea. Îți spun ceva, dar nu mai zici la nimeni. Adică nu pot să țin. Așa, atunci... Ana, în schimb, e ca Emil. Deci nu ar spune nici dacă o duci la tortură. Da. Dar, stai o secundă, deci secretul, ca să mai fie secret, la câte persoane îl spui? Adică poate e o limită de la care... Păi am un grup, de exemplu, cu frații, suntem suficient de mulți și frații mei seamănă cu mine. Dacă ei mai departe au și ei grupurile lor, pot să spună, vezi că mi-a zis Carmen asta, dar nu mai spui la nimeni. Deci noi semănăm, deci, noi suntem, săptămână... știi vorba aia, sifon? Sifon. Ei, așa, suntem niște sifoane. Doamnelor și domnilor. Acum, na, exagerez un pic. Pe vremea noastră... Tu poți să-mi spui mie ceva, că promit... Că nu o să spun nimănui. Da, stai liniștită, am un secret pentru tine. Dar dau seama că pe tine te frământă. Așa că dacă vreau să-ți dau de lucru, îți spun. Mai bine tac din gură, nu? Mai bine, da, să nu spui că după aia, aoleu, ce mă fac? Aoleu, cum să țin? Da, nu-mi spune, prefer să nu știu. Ce ți-ai dori? Acum glumesc, nu e chiar. Da, normal. Ce ți-ai dori pentru anul, până anul viitor de ziua ta? Niciodată nu mi-am făcut planuri. În schimb, anul trecut, de ziua mea, chiar de ziua mea, am lansat un proiect prin gânduri. Îl știi și tu, cu un videoclip. Am lăsat videoclipul chiar pe 4 februarie. Așa. Anul ăsta, pe 4 februarie, de fapt pe 5 februarie, a intrat în promovare filmarea cu videoclipul cântat, piesa cântată live a piesei Măști, pentru Așa. Selecția Eurovision, concursului Eurovision. Etapa de dinaintea semifinale, sfertul. Foarte tare, sau cum... foarte da, tare. Deci exact de ziua mea. Și mă gândeam, măi, cum s-a nimerit, chiar exact. Iau tot o dată pe an de ziua mea, fără să-mi plănuiesc asta. A, dacă s-ar întâmpla, mai bine n-o zic, că dacă s-ar întâmpla și la anul să vin cu un al treilea proiect, ar fi minunat, dar nu vreau să-l plănuiesc. Da, doamnelor și domnilor, avem o dedicație specială. Ia uite-vă că încep să apară gogoșile, deci avem... Oh, ce bine miros. Am înțeles. CMI, da? Ce bine miroase! Ce bine miroase, da. Uite, apropo, dacă tot vorbim de gătit așa, avem și dacă l-avem și pe Emil așa, maestru, avem o dedicație din partea Andrei. Ia să vedem, Andra, ce ne spune cu gătitul. Avem un TikTok și vreau să te întreb și pe tine cum vezi această situație. Îți zice că dacă știi să faci mămăligă, gata, ești bună de măritat. Acum, ce să vă zic, abia după 13 ani de căsătorie am învățat să fac mămăligă. Ia uite aici! La masă! Deci, spuneai că și tu la fel? Și eu, da. Adică? Și eu mămăligă am descoperit-o târziu, s-o fac, am descoperit-o de mult. După ce mama cu pandemia asta a plecat de la noi, s-a mutat la ea, s-a mutat la sora mea care a născut și avea grijă de fetița ei, și atunci am fost nevoită să fac eu mămăliga. Și mi-a plăcut și îmi place să prepar mămăligă, îmi place să prepar ciorbe. Adică am descoperit bucătăria după ce mama n-a mai fost tot timpul în spate. Deci ei luat din împărăție lui Emil, că el era cu împărăția. Da, cu da, 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 și acum nu prea îmi convine pentru că lui place atât de mult, că însă mai faci tu o ciorbă de aia, mai faci și tu. Aha. Și e bine, dar nu prea des. Adică da. Hai să nu ne plictisim în bucătărie, de atâta bucătărie. Ce drăguțe! Așa, da. Unde mai e plăcerea? Ne cânti? Da, da, hai să spunem și mie. Ajută-mă. Până la ora 8 în seara asta se votează încă piesa Măști pentru semifinala Eurovision. În seara asta la ora 8 se închid voturile. Doamnelor și domnilor. Deci, camera pe mine. Lumina plândă pe sală, camera la mine. Deci, doamnelor și domnilor, până la ora 20. Deci mai aveți 2 ore și jumătate, da? 2 ore și jumătate. Piesa se numește Măști. Intrăm cântată... pe pagina de Facebook Eurovision România. Pagina de Facebook Eurovision România, Carmen Trandafir, Măști. Votați acum. Repet, Carmen Trandafir cu piesa Măști. Votați acum. Meriți o mămăligă, o să-ți pregătesc într-o zi. Doamne, o mămăligă, o e ciorbă, foarte bine. Sau o ciorbă. Sau o ciorbă. Doamnelor și domnilor, mergem către scenă. Hai de acolo unde e multă treabă. Așadar, doamnelor și domnilor, piesa Măști. Votați-o la Eurovision. Hai să...